Dana, tu cum vezi treaba asta? Noi suntem în verde, tu ești în verde? Serios, fetelor, trebuie să mai cresc puțin. Dana, ești destul de mare pentru noi. Dana, chiar ești mare, sunt șocată că Abby te-a refuzat. Antrenoara Abby se teme doar că Dana ar putea să o eclipseze. Dana, acceptă, o să fii capitanul echipei. Ce? Avem nevoie de sloganuri noi. Păi bine, sunt de acord, acum aveți un nou capitan de echipă. Deci, cam așa s-a întâmplat, antrenoare Abby. Nu știu, toți basketbaliștii ne-au trădat, în afară de Timur. Și cum să ierți după așa ceva? Da, și eu mă uit la Zacat și vreau să-l iert, dar nu pot. Fetelor, ce fluturași să-mi pun pe unghii? Knopa, niciunii, sunt demodați, sunt de secolul trecut, nu mai sunt la modă. Ce vrei să spui, nu sunt în trend? Din păcate nu. Fetelor, fluturașii sunt mereu la modă, e natură, natură pură. Apropo, cine a cerut pensula? Eu. Antrenoare Abby, fluturașii sunt frumoși, da, în natură, dar nu pe unghii. Parcă îmbătrâniți, antrenoare Abby. Mulțumesc, Diana, și... Ok, hai să nu vorbim despre asta. Uitați ce o să-i fac cadou lui Mike azi, un album foto, deci nu îmbătrânesc. Antrenoare Abby, eu cred că chiar îmbătrâniți. Album foto? Sună cam demodat. Mai al vrei? Nu, mulțumesc, păstrează-l. Fetelor, o să dau cuiva un pumn în față sau în nas. De ce m-ați chemat aici? Pentru un sfat, nu? Hai, întrebați-mă. Antrenoare Abby, avem o întrebare. Dumneavoastră ce credeți? Ar trebui să iertăm pe basketbaliști și pe mascotă? Cred că toată lumea merită o a doua șansă. Ocupat! Deci, încercați să le dați o a doua ocupat, șansă. Ocupat, de parcă nu știm că doar stau de vorbă acolo. Mă întreb despre cine vorbesc? Crede-mă, nu despre noi, nici măcar nu le mai pasă de noi. Fetelor, ieșiți, vă rog, avem nevoie să vorbim cu voi. Păi, poate lăsați ușa în pace sau chiar ascultați ce vorbesc fetele? Băieți, dați-vă din fața ușii, arătați dubios. Stați jos și comandați ceva. Acolo e iubita mea și a mea. Și a mea, așteptăm până ies din baie, trebuie să vorbim cu ele. Fetelor, ieșiți din baie, că altfel băieții voștri o să se facă de râs pe aici. Ne, Nastea, ieși odată. Maia. Knopa. Wow, tipul ăla cu șapcă roz e așa de cool și înalt. Îmi plac băieții înalți. La școala asta e greu cu băieții înalți, toți sunt scunzi. De ce? Zacat, Timur. Oh, nu are rost să mă dau la Timur, nici nu se uită la mine. Cindy, trebuie doar să-ți folosești farmecele, ești o fată simpatică. Johnny. Ce-i? Nastea, ieși odată. În timp ce fetele noastre sunt în baie, altele deja se uită la noi, rechinele. Cu ele mai bine să nu te bagi în seamă, se vede de la o poștă că sunt dubioase. Ice, tot nu ai spus, cum îmi stă? E, apropo, stă bine, așa nu mai arăți ca un băiat. Cum adică? Cu părul scurt eram super, toată lumea mă complimenta. Pizza, eu nu eram toată lumea, întotdeauna ți-am zis că părul scurt nu e chiar așa de tare. Ice, ai grijă ce spui, ai grijă. Frogs, comandați ceva? 5 cacao, pizza, ți-am zis deja, ai o memorie de găină. Deci, fetelor, ce ați hotărât? Eu cred că ne trebuie o nouă majoretă a 5-a în echipă. Să vină cu idei noi de mișcări, cu slogane noi. Da, Blondo, ești un capitan grozav. Ce să spun, sunt doar obosită. Blondo, nu ești obosită, ești doar leneșă. Să găsiți o a 5-a majoretă, o să vă atrageți necazuri, vă dau 100%. Ce? Acum vorbești ca un bunic, Zac? Simt eu așa, din suflet. Ce simți tu, Zac? Ne trebuie o nouă majoretă. Cineva care să gândească pentru noi și mișcările și sloganurile. Azi mergem să punem anunț că echipa Frogs caută o nouă majoretă. Fetelor, să nu luăm o fată prea frumoasă. Trebuie să luăm o fată mai urâțică, să nu ne eclipseze cu frumusețea ei. Frogs, cacaua voastră. Pizza, ce-i cu starea ta? Nimic, un tip mi-a stricat ziua. Gata, fetelor, trebuie să ieșim, altfel băieții voștri o să spargă ușa. Ați auzit? Antrenoarea Abby a zis să le dați prietenilor voștri o a doua șansă. Bine, Abby, o să te ascultăm și o să le dăm o a doua șansă. Oh, fetelor, nici nu știu cum o să mă mai sărut cu mascota după o asemenea trădare. Oh, o să te descurci tu. Gata, fetelor, voi încercați să le mai dați o șansă, iar eu am treabă. Azi am un interviu. O fată vrea să intre în echipa Bunny. Ce? Da, așa că nu faceți figuri. Gata, am plecat, pa, pa. O fată vrea să intre în echipa Bunny? Echipa e deja completă. Nu-mi place deloc treaba asta. Hai să ne împăcăm cu băieții, avem nevoie de susținere. Lea, uite ce apți build-uri pentru unghii am găsit în baie. Mm? Iana, ai căutat în gunoi? Nu, Lea, erau deasupra, așa că le-am luat. Uite ce fluturași frumoși, nu? Iana, măcar le-ai spălat? Normal, Lea, sunt curate și dezinfectate. Uite, au și prețul pe ele. Azi o să am fluturași pe unghii. Fetelor, voi sunteți administratore. Ce e, George? George, cum ți se par? Apți build-uri cu fluturi pe unghii, nu e așa că sunt super?
Fetelor, nu vă faceți treaba prea bine ca administratore. Cine zice asta, George? George, ce s-a întâmplat? Ce problemă ai? Ratații s-au bătut, știați asta? Ratații ăștia mă scot din sorite. Și pe mine, zero viață personală. Fetelor, ce mai așteptați? Haideți să rezolvăm problema cu ratații. Le fac eu viața grea. Fluturașilor, așteptați-mă aici. Iana, hai cu fluturii tăi. E, cu grijă. Wow, a pornit motoarele. Mai vorbiți voi cu mine. Sunteți următorii după ratați. Fetelor, nu ne-e frică de voi. Gata, Dima, hai să mergem, avem antrenament, nu te lua de șobolani. Rezistă, Brovatski. Șobolanilor, nu vă putem lăsa singuri nicio clipă. Ce s-a mai întâmplat acum? B-ați stricat ușa, b-ați stricat geamul. Și acum ce, nu v-ați înțeles cu Gigi? Sunt ratații, mereu au probleme. Aoleu, eu n-am probleme. George și șobolanilor, eu nu am nicio treabă. Băieții doar s-au contrazis. Bine că s-au contrazis, Brovatski, ești plin de vânătăi. Thomas, care e problema? Hai, ratațiilor, rezolvați mai repede problema, că mă așteaptă fluturașii. Iana, calmează-te cu fluturașii tăi. Hai, băieți, cine-i de vină? Dar ne-am certat. Brovatski, stai calm. Se certau doar dacă e mai tare o mașină sau o motocicletă. Mașina! Motor! Brovatski, liniștește-te! Rataților, la director, și pentru voi, șobolanilor, ce? Am un avertisment. Cu fluturașii tăi, Iana. Ce zici, Lealea? Da, Iana, în loc să patrulezi prin școală, stăteai în baie să speli fluturașii. Toamne! Bine, bine, Lealea, dar să știi că nu împart cu tine. Ce mai așteptați, băieți, la director? Și tu, Gigi, o să explici cum dar a fost. Dar, George! Bună ziua, scuzați întârzierea, discutam cu fetele. O, doamne, ce mică ești! Bună, cum te cheamă? Eu sunt Abby. Bună, Abby! Eu sunt Dana! Îmi plac mult pompoanele astea! O, bine, am crezut că o puștoaică a venit la interviu. Tu du-te, găsește-o pe Diana, ok? Probabil stă la cafenea. Eu am un interviu acum. Abby, eu sunt la interviu! Eu, Dana! Ce? Da, Abby, vreau să devin majoretă în echipa Bani și nu o să vă dezamăgesc. Dana, înțeleg, ești sora Dianei, da, capitanul echipei. Dar nu ai ce căuta în echipa Bani, ești prea mică. Eu prea mică? Știu toate sloganurile. Sunt atât de curioasă, oare știe Diana că sora ei mai mică încearcă să intre în echipa mea? V-I-C-T-O-R-I-E, Victorie! Banii sunt... cele mai tari! Dănuța, ești adorabilă, dar nu. Câți ani ai? Abby, am 9 ani, dar pot să mă descurc. Nu, Dana, mai încearcă la 13 ani. Deci nu mă potrivesc? Nu sunt acceptată în echipa Bani? Așa e, ești talentată, ai făcut progrese mari. Dar mai crești și apoi să mai încerci. Mulțumesc, Abby, pa, pa. Vreau mult să fiu majoretă și o să reușesc. La 13 ani poate o să reușești. Cum de nu mi-am dat seama? Covalenco, Dana, cum de nu mi-am dat seama că e sora Dianei? Ce-i asta? S-au împăcat deja? Băieții ăștia de la basket și mascota sunt niște papă lapte. Da, niște papă lapte. Pizza Ice, bună, ne faceți o pizza festivă, vă rog? Azi e zi de sărbătoare pentru băieții noștri. Da, băieții noștri sunt norocoși. Da, dar vă rog, băieți, să nu ne mai trădați. Johnny, nu mai există o a treia șansă. Nici nu o să am nevoie de o a treia. Sunt așa fericită pentru voi. Ice, fă o pizza mare de sărbătoare. O fac băieți, acum. Faceți-mi și mie un compliment, să-i cadă fața lui Ice. Am un look nou. Am înțeles, pizza. Pizza, arăți absolut fabulos. Avem cea mai frumoasă pizza. Coafura ta e wow. Pizza, dacă n-ar fi fost Diana, aș fi fost îndrăgostit de tine. Mulțumesc, băieți, sunteți prieteni adevărați. Cum adică, Timur? Ce ai spus acolo? Ice, mai fă-mi complimente din când în când. Gata, anunțul e pregătit. Echipa Frux caută o nouă majoretă. Cerințe, să se miște bine și să inventeze sloganuri. Sigur o să atragem pe cineva. Toată lumea visează să intre în echipa Frux. Da, sigur toată lumea vrea în echipa Frux. Cine vrea să fie majoretă, nu să inventeze sloganuri pentru un capitan leneș. Fetelor, hai că poate chiar găsim pe cineva. Ea o să facă totul pentru noi, iar noi doar ne antrenăm. Fetelor, vă faceți filme, e o idee total proastă, serios. Gata, mai puține vorbe, hai să lipim anunțul. Fetelor, neapărat să citiți anunțul nostru. Serios, Blondo, cauți o nouă majoretă? Exact. O nouă majoretă? Asta e șansa noastră. Sunt șocată de Blondă. Da, caută o nouă majoretă. Nu o să se ducă nimeni la el în echipă. Fetelor, haideți mai repede, trebuie să ne luăm pizza caldă.
Profesor Mike, putem măcar o dată să facem și noi fotbalistele ceva pentru școală? Și ce vreți să faceți? Păi, vrem să facem un concurs. Da, profesor Mike, ascultați-o pe Loren, e super ideea ei de concurs. Na, așa ceva nu a mai propus nimeni înainte de Loren. În general, concursurile sunt treaba Ianei și ale alei, dar te ascult. Ce fel de concurs, a? Profesor Mike, vrem să facem un concurs numit Regina Școlii. Sunt sigură că o să câștige cea mai frumoasă și cea mai cool fată din școală. Profesor Mike, Loren va face cel mai corect concurs. Coroana o va primi cine merită cu adevărat. Loren, nu știu, trebuie să discut despre concurs cu Iana și Lealea. Of, dar ne-am săturat de Iana și Lealea. Loren, de ce ești așa nervoasă? Profesor Mike, ratații trebuie dați afară din școală. Ca administratoare ale acestei școli, nu suntem dispuse să primim mustrări de la director din cauza comportamentului rataților. Mai încet, aici vorbim de un concurs, Regina Școlii. Ce? Profesor Mike! Fetelor, Lorena a propus să alegem Regina Școlii. Ce părere aveți? Eu am propus concursul ăsta. A venit timpul să alegem Regina Școlii. Da, a venit timpul. Ea a venit cu ideea, până la ea nu am ales nicio regină. Ascultă, Loren, nu crezi că-ți cam iei nasul la purtare? Toate concursurile din școală sunt organizate de noi. Și când o să anunțăm noi un concurs de genul ăsta, atunci o să se întâmple. Profesor Mike, ce facem cu ratații? Șobolanilor, voi de ce apăreți mereu când nu trebuie? Hai, Loren, să plecăm, oricum pentru mine tu ești întotdeauna regină. Mulțumesc, Dima. Fetelor, ratații sunt ratați, sunt mereu problematici. Profesor Mike, eu zic că ar trebui dați afară. În fiecare zi fac probleme și în fiecare zi George îi duce la director. Parcă s-au dezlănțuit de tot. Fetelor, calmați-vă, o să vorbesc cu ratații azi. Sau, și mai bine, o să le sun părinții. Nu mai așteptați, profesor Mike, că ne distrug școala ratații. Pizza, îmi dai și mie o cacao? Apropo, bună, Frogs! Bună, Dana! Ce caută ea aici? Poate a venit în vizită sora ei în școala asta. Uitați-vă ce bine se asortează cu noi la culoare. Ador culoarea verde. Ice, fă-o cacao, avem clienți. Alo, bună! Nu m-au acceptat în banii, mi-au zis că trebuie să mai cresc puțin. Ați auzit asta? Ea vrea să fie majoretă. Am o idee. Te rog, nu-mi spune că vrei să o iei în echipa noastră. Ba da, chiar asta vreau, e deșteaptă, ne-ar putea face sloganurile. Ați auzit? Nu au acceptat-o în banii, deși sora ei mai mare e capitanul echipei. Cum e posibil așa ceva? Dana, când termin de vorbit la telefon, dă-ne de veste. Liniște, Frogs, da, chiar am învățat un slogan, dar Abby a zis, Dana, tu nu ni te potrivești. Frogs, comandați ceva sau doar stați aici lipind gumă amestecată sub mese? Dana, cacaua ta? Wow, ce desene frumoase! Mulțumesc, Pizza! Apropo, azi nu m-au primit în banii! Se mai întâmplă, dar sunt sigură că vei intra la un moment dat. Dana, nu te plictisești acolo? Hai să stai cu noi! Noi ne cam plictisim! Jacheta ta e super tare! Și per total arăți foarte cool! Frogs, Diana mi-a zis că ar fi mai bine să nu mă amestec printre voi. Dacă vreți, veniți voi aici! Haideți să mergem! Oul, nu merge la găină! Calmează-te, hai să mergem! Wow, Dana, dar ce desene frumoase ai făcut! Și ce penar frumos ai! Fetelor, nu atingeți nimic! Blondo, hai că e timpul! Bine, Dana, am ascultat întâmplător discuția ta! Cum că ai vrea să devii majoretă! Și că Abby te-a respins! Da! Iar noi ne-am gândit! Nu ai vrea să faci parte din echipa Frogs? Dana, tu cum vezi treaba asta? Noi suntem în verde, tu ești în verde? Serios, fetelor? Trebuie să mai cresc puțin! Dana, ești suficient de mare pentru noi! Dana, chiar ești mare! Sunt șocată că Abby te-a refuzat! Antrenoara Abby se teme doar că Dana ar putea să o eclipseze! Dana, acceptă! O să fii capitanul echipei! Ce? Avem nevoie de sloganuri noi. Păi bine, sunt de acord. Acum aveți un nou capitan de echipă. Felicitări, Dana! Capitan de echipă? De fapt, avem nevoie de cineva pentru sloganuri. Hei, nu știam că o să devin rivala surorii mele. Ei bine, echipă, facem un selfie împreună. Cheers! Și trebuie să îi trimitem la Bunny să se bucure și ele okay, pentru noi. Ok, acum îi trimit Dianei. Ok, gata, ajunge cu îmbrățișările. Parcă v-ați împăcat după o mare ceartă. Diana, normal că ne-am împăcat. Am fost supărate câteva zile. Haideți, băieți, noi trebuie să ne schimbăm. Da, băieți, ieșiți. Altfel va veni Abby și va spune: fetelor, avem antrenament. Voi unde sunteți? Ok, bine, te aștept după antrenament. Vă așteptăm la cafenea. Vă așteaptă o pizza fierbinte.
Fetelor, fetelor, nici nu știți ce tocmai s-a întâmplat. Ghiciți cine a venit la mine pentru interviu. Abby, vrem să ne schimbăm. Și nici nu ne interesează pe cine vreți să luați în echipă. Nu avem nevoie de noi venite. Diana, nu înțelegi. Știi cine a venit la mine pentru interviu? Sora ta mai mică și a făcut și un slogan. Serios? Da, vă puteți imagina? Diana, tu știai ceva despre asta? Antrenoarea Abby, vorbiți serios? Nu ați confundat nimic? Wow, ce surpriză! Dana ți-a spus ceva despre asta? Nu! Ok, fetelor, schimbați-vă. Și da, i-am răspuns cam dur Danei. Spuneți-i să nu fie supărată pe mine, pentru că, sincer, nu mă așteptam să o văd acolo chiar pe ea. Înțelegeți? Bine, schimbați-vă, vă aștept la antrenament. Ia uite! Dana nu doar că visează să intre în echipa Bani, ea chiar a acționat! E perseverentă, Diana, ai o soră ambițioasă! Face bine ce face, își urmează scopul! Of, Timur mi-a scris deja! Dar nu e Timur! Ce? Ce e acolo? Oh my God! Ce s-a mai întâmplat, Diana? Ia uitați, fetelor! Sora mea, Dana, a devenit capitanul echipei Frogs! Blonda a ademenit-o. Acum nu mai e doar sora ta, e și rivala ta. Gata, antrenamentul se anulează. Dragilor, dați like, abonați-vă la canal și apăsați pe clopoțel. Și așteptați următoarele noastre episoade. Sunt șocată! Să mergem să lămurim treaba! Haideți!